12 ani, aceasta este vârsta când un copil poate să ajungă să consume droguri în România. Lipsa de informații și anturajul greșit sunt doar câțiva dintre factorii care duc la extinderea acestui fenomen în rândul tot mai multor copii. În plus, pandemia nu a redus traficul de droguri și dealerii au găsit noi metode pentru a-și livra marfa. Vă avertizez, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Consumul de substanțe interzise a crescut în rândul tinerilor, iar cel mai grav este faptul că tot mai mulți copii încep să consume droguri de la vârste fragede. În România debutul este de la 12 ani. Accesul la informații necontrolate în familie, lipsa discuțiilor în familie despre efectele consumului de droguri. În același timp, o teamă tinerilor de a discuta cu părinții dacă ei au intrat în anumite grupuri. Sunt motive suficiente pentru care unii, din păcate, ajung de la vârste fragede să consume droguri. Copiii nu sunt conștienți de pericolul la care se expun. Odată cu ei au de suferit și părinții, care încearcă să găsească soluții pentru a-i salva din capcana stupefiantelor. Este o situație foarte, foarte dificilă pentru familia respectivă să fie conștienți că există un astfel de fenomen, un astfel de flagel. În al doilea rând, să fie conștienți și să elimine acea frază din mentalitate că mie nu mi se poate întâmpla acest lucru. La noi în țară, peste 10% din populație este consumatoare de droguri în mod ocazional, iar cel mai consumat drog este marihuana, cu un procent de peste 60%. Deși ne-am fi gândit că anul pandemiei a scăzut traficul de droguri, ei bine, situația stă cu totul altfel. În România, cu siguranță, nu a scăzut consumul de droguri și, din păcate, se pare că tendința este de creștere la toate tipurile de droguri. Singurul lucru care s-a schimbat în tot acest context a fost luptele dintre diferite tabere de dealeri pentru a-și plasa marfa în noile conduții. De exemplu, în Italia se livra cu pizza, în alte state, Spania, Germania, se livra prin alt sistem de delivery la domiciliu. Capitala este pe locul întâi în ceea ce privește consumul de droguri. După aceasta urmează orașele unde există centre universitare, cum ar fi Cluj, Timișoara și Iași.